Bună dimineața de pe autostrada Soarelui. Am plecat la drum. Sunt foarte entuziasmat. Am de ceva timp o invitație de la domnul Sorin. Domnul Sorin a depășit cu mult pragul de 100.000 de abonați și face o petrecere. Dacă țineți minte, și anul trecut a făcut când avea 30.000 de abonați. Am fost la Maramureș. Acum mergem undeva pe lângă Ploiești, într-un loc absolut spectaculos. Casa Timiș se numește. Eu nu am fost niciodată, dar am văzut pe YouTube. Este incredibil că există acest loc în România. Sunt niște bungalouri ca de hobbiți. Nu știu câte restaurante. Mâncarea este la superlativ. Abia aștept să văd acest loc. Îi mulțumesc domnului Sorin. O să mă întâlnesc cu Marian Adventure, bineînțeles, cu Marian Borcea. O să fim cu toții împreună acolo. Vă dați seama, o să fim numai YouTuber și acum sunt și eu. Anul trecut la Maramureș și eu nici nu gândeam că o să fac chestia asta. Sper să vă uitați și la mine, pentru că toată lumea o să pună cumva cam același lucru. Eu o să mă axez mai mult pe mâncare. Deci vă rog, uitați-vă și la mine. Eu am plecat ceva mai devreme. O să mă opresc undeva la jumătatea drumului, la Lehliu Gară. La fel pe YouTube am văzut, n-am fost niciodată. Este un restaurant, se numește La Partid. Spectaculos, spectaculos. Adică nu-ți imaginezi că undeva într-un sat, cum este Lehliu, sat, orășel, nu știu, să găsești așa restaurant. Multă lume a fost acolo. O să merg și eu. Vedem ce se poate mânca. O să mănânc, pentru că până după amiază, când o să ne vedem la Casa Timiș, o să trece ceva timp. Este ceva timp. După restaurantul La Partid, dacă am timp, o să mai opresc într-un loc. Dacă nu, merg direct către Casa Timiș. Îmi place extraordinar de mult că domnul Sorin este ca șublerul nemțesc. În fiecare zi știm ce o să facem, iar astăzi o să avem o degustare de vinuri și de brânzeturi. Asta înainte de cină, vă dați seama. Deci o să fie totul la superlativ. Domnul Sorin, după cum știți, este foarte organizat. Îi place să știe dinainte, vii, nu vii, asta se întâmplă astăzi, la ora. Deci exact ca un neamț. Așa sunt și eu. Nu am întârziat niciodată. Întotdeauna o să ajung. Întotdeauna, cine mă cunoaște știe, ajung mai devreme cu ceva timp. Nu îmi place să las pe nimeni să mă aștepte, pentru că fiecare are programul lui, timpul este prețios. Așa că eu sunt foarte punctual. Ce să zic, mai am cam o oră jumătate și ne vedem în Lehliu, la restaurantul La Partid. Am ajuns în Lehliu Gară, mai am 500 de metri până la restaurant. Îmi place orășelul, curățenie, verdeață. Peste 400 de metri, destinația va fi pe partea stângă. Ok, ne vedem la restaurant. Nu degeaba se numește Lehliu Gară. Stau aici de 20 de minute. A trecut un tren acum vreo 10 minute și văd că nimic nu se mișcă. Uitați. Așteptăm alt tren, cred. Dar de ce nu au lăsat mașina să treacă? În 10 minute treceam cu toții. Of. Stau aici de 45 de minute. Odată la 10 minute mai trece un tren sau doar o locomotivă, dar bariera nu se ridică. Uitați, de 45 de minute stau aici. În spatele meu cred că este o coadă de câțiva kilometri. Am ajuns la Partid. Arată foarte bine. Văd și ceva mașini simpatice la intrare. Și miroase extraordinar de aici din stradă. Hai să intrăm să vedem ce găsim de mâncare.
Am fost îndrumat să vin aici pe terasă. Arată chiar bine. Încă un trabant. Hai să vedem unde ne punem la masă. Uitați cum arată meniul. Foarte retro, așa. Mizilicuri, salate, specialitățile casei, ciorbăria la partid, tigăi, burgeri din caietul bunicii, paneuri, grătar, coaste, aproape fără carne, transhumanța, platouri, mama mia. Sigur o să iau o ciorbă, dar au zis că nu au toate ciorbele pentru că ieri s-a vândut tot și acum sunt pe foc. O să iau o ciorbă și un felul de. Haideți să vedem ce alegem. Ciorba de burtă este gata, o să iau o ciorbă de burtă. Este de potrivă acră și dulce, picantă și catifelă, grasă, totuși delicată, electrică și simplă în același timp, e mitică. Mujdeiul și smântâna sunt separat și pâinea și am mai luat și o tuzla mare egală, uitați. Burtă, mujdei, smântână, lipie caldă și hrean. Mama mia, abia aștept. Hai să vă mai arăt din meniu. Ciorbă din cos de vițel, ia uitați. Tigăi. Tigaia armânească. Tigaia grădinarului. Dar am văzut aici ceva interesant. Ia uitați. Și încă ceva. Ceafă de oaie. Eu n-am mai auzit niciodată de ceafă de oaie. Cârnaș de pleșcoi, coaste, tocan de oaie înjintuit la ceaun, mama mia. Platou de ochiat, foarte interesant. Avem și ciorba de burtă, smântâna, mujdei, pâine. Imediat o dreg și vă spun și cum este la gust. Am pus mujdei, am pus smântână. Uitați cum arată. Sare nu are deloc. Am pus la sare de la gust, nu știu ce să zic. Este o ciorbă de burtă normală. Rămân la părerea mea că cea de la Brașov, de la Roata Norocului, este cea mai bună, cea pe care am mâncat-o eu până acum. Asta este, nu știu ce să zic, nota 5 din 10. O ciorbă de burtă normală. Nimic deosebit. Și după ce am pus smântână, am pus mujdei, este foarte diluată, uitați. Și carne, vreo 2-3 bucățele. Și parcă este care de aceea prefiartă la pungă. Dar nu prea este. Am fost indulgent cu nota 5 din 10. Nu e ok. A venit și tuzla maua. Aici văd și ceva rând. Imediat o să gust și vă spun cum este. Din prima am văzut că este burtă tot din aceea prefiartă. Deci nu, nici într-o caz ei nu folosesc muchie. Haideți să vedem cum este și la gust. La fel ca și ciorba de burtă, carnea este din aceea prefiartă, nu are nici un gust. Vă spun sincer, nu are niciun gust, nu are sare, nu are absolut nimic. Am luat cu puțin hrean, am pus eu sare, am mai dres-o puțin, dar la fel este un maxim de 5 nota. Renunț, pur și simplu nu se poate mânca. Este plină de făină. E un sos așa făinos. Carnea este topită, nu înțelegi nimic, uitați. Nu are niciun gust. Pare rău. Am venit cu așteptări mult mai mari, dar am fost complet dezamăgit. Renunț să o mănânc. Am ieșit din restaurant. Ospătarii au văzut că din ciorba de burtă am mâncat doar jumătate. Tuzla maua nu s-a putut mânca și
La Tuzla m-am întrebat ce s-a întâmplat, le-am povestit, le-am spus că este burtă de aceea prefiartă, se simte numai gust de făină și da, nu este ok. Eu am venit aici să mănânc ceva bun, nu să mă enervez, dar s-au dus, s-au consultat acolo între ei și mi-au scos Tuzla mal de pe nota de plată. Uitați, ceva de burtă, am plătit doar ceva de burtă. Cât a costat? 17 lei, o apă minerală 7,50 lei, mujdeiul 6 lei, smântâna 5 lei. 35 de lei am plătit doar pentru ceva de burtă, Tuzla Mawa n-am mai plătit-o. Eu nu pentru asta am venit, repet, preferam să fie mâncarea bună și să plătesc prețul integral. Ospătarul foarte de treabă, nu este vina lui, poate comunică și bucătarului și data viitoare să fie mai bună. Dar pentru mine a fost o dezamăgire totală. Pare rău. De mult n-am pățit așa ceva. Ne apropiem de Casa Timiș. Cred că și Marian Adventure o să ajungă în același timp cu mine. Suntem pe aceeași lungime de undă. Am plecat în același timp și ajungem, nu știu, cred că o să fie o diferență de un minut între noi. Drumul aici nu este prea bun, dar este frumos. Multă verdeață, natură. Deja îmi place. Google Maps-ul m-a adus în vârful dealului și acolo nu mai aveam cale de întoarcere, s-a blocat drumul, nu mai aveam semnal. Deci m-a dus, uitați, Casa Timiș, pe aici ar trebui să fie. Google Maps-ul m-a dus eronat. Dacă vreți să veniți la Casa Timiș, folosiți Waze. Hai să vedem cum ajungem. Am ajuns în același timp cu Marcel și Ramona. Salutare! Salutare tuturor! Salutare. Marcel, după cum știți, este inițiatorul canalului, el este vinovatul. Sunt mândru cu asta, sincer să fiu, că te-am băgut. Îți mulțumesc. Încep canalul. Sunt mândru. Mi-ai dat un sfat să mă țin de treabă și ai văzut că am fost serios. Am văzut și... Cam 220 de rețete până acum. În 8 luni, 9 luni. Chiar nu, vorbeam cu Ramona, nu vine să cred cât de consecvent ești. Uh-huh. Și chiar mulțumesc, asta cu mulțumesc. Plăcere. Și se vede că o faci cu plăcere, că altfel te-ai lăsat. Eu când tu mănânci sau așa, eu n-am treabă. Când pune Silviu... Mama mia, nu? Deja... Păi cam ăsta e succesul la da, YouTube, da, să fii da. Consecvent. Mulțumesc, Marcel. Și să-ți placă, în primul rând, ceea ce faci, că dacă nu-ți place... Mulțumesc mult. Până facem check-in-ul, să vă arăt puțin locul. Este absolut superb. Dacă vedeți în față, sunt bungalourile unde cred că o să stăm și noi. În fața bungalourilor este un lac și încă un lac puțin mai jos. Locul este imens. Este înconjurat de viță de vie. Cred că așa ceva în România n-am mai văzut. Transportul se face cu mașinuțe electrice. Fine. Cineva aici a prins și un pește. De fapt, sunt doi pescari, amândoi au prins. Uite, caras. Și ăla are un crac. Mama mia. Ia uitați cum este aici. Locul este absolut superb, absolut superb. Am înțeles că sunt nu știu câte restaurante. Domeniul este pe câteva hectare, ca să vă imaginați. Noi acum explorăm. Încă un lac. Și auziți ce concert de broscuțe avem. Așa mă liniștesc că... Broscuțele și natura este incredibil. Ia. Uite ce broscuie mare. Mama mia, iese de friptură.
Hai să vă arăt și o mașină unicată în România. Ia uitați, este a proprietarului, cel care are și Cristimul, fabrica de mezeluri. Mașina asta este 600.000 de euro. Ia uitați, este un S600 modificat de Maybach și după modificat de Louis Vuitton. Sunt 140 de exemplare în lume și asta este singura din țară. Este 600.000 de euro această mașină. Mamă mia. V12, bineînțeles. €600.000 de euro. Un Maybach normal e 300. Ăsta e 600. Pentru că tot interiorul și este personalizat de Louis Vuitton. Vine și Sorin. Domnul Sorin a comandat un aperitiv. Suntem la prânz. Mulțumim. Uitați, aici avem un meniu vegetarian, creveți în sos de vin, este un hummus cu vinete, am înțeles, da. Și calamari friti. Asta înainte de felul principal. Uitați cât de bine arată. Atâta s-a putut. Calamari de aici din baltă. Da, e și gust. Ramona a luat o supă de iaurt rece. Da. Mama mia. Și aici este un cod negru. Cu sos un negru, miso bă, e alb. Și pak choi crocant și edamame, dar nu văd decât ceva urme, picături verzi care poate provin de la edamame. Arată extraordinar. Arată stele Michelin. Da, tot arată impecabil. A venit și Alex, a luat un filet de ton. Da. Eu doar pot și cartofi și fasole verde. Și fasole verde, uitați cât de bine arată. De departe arată cel mai bine din tot mușchiul de vite pe care l-am mâncat eu vreodată. Mami. Uite ce-a luat Alex, e mișto arată. Știi cum arată Alex acolo? Wow. Filet de ton nisoas cu ton? Cartofi. Filet de ton? Da. Super fain arată. Eu am fost cel mai inspirat. Am luat o caracatiță cu ceva legume, da, în sos de soia și un orez prăjit cu ou, cu legume. Ia uitați cum arată top. Poate să filmeze și margarină, tot așa cu cremă de lavandă și o tartă cu lime, foarte bună. Eu clar de asta vreau cu ardei iute. Ardei iute? Și hai să comandăm diferit, că dacă îi mai facem sharing, știi? Zic. Și să știți și Chocolate Oblivion este. Hai cu mine acolo la leagă, vin. Bă, și m-am gândit eu primul, incredibil. Și desertul și aici, haide să vedem. Aveți o înghețată cu ardei iute. La doamna aici înghețată avem o tartă cu lime și înghețată de vanilie. Chocolate Oblivion e o prăjitură cu ciocolată și sorbetul de mango. La dumneavoastră aveți o înghețată cu trufe și brânză. Da. În fața dumneavoastră la domnul o baklava aici și cake. Asta arată excelent. O combinație. Mie-mi plac combinațiile. Da. Și la doamna aici avem o pralină cu alune, cu mus de lavandă și o înghețată cu lavandă lângă. Și acolo? Și acolo desertul copilașului, cel mai sănătos desert. Da. Mulțumim, mulțumim. L-a arătat toate. Să aveți poftă. Mulțumim frumos. No, înghețată cu ardei iute în premieră pentru mine. Înghețată cu ardei iute. Dar cel mai bine arată și cel mai spectaculos este desertul Ramonei. Uite ce culoare. Care nu știu unde e. Porco! Mâncăm noi. Vreau să gust prima dată de la Marcel, înghețată cu ardei iute. Ba, e un pic iute la urmă. Nu vrei să gustați din toate, că de-aia le-am comandat să fie... Ardei iute? Să guste de vremea din toată lumea. Înghețată de ardei iute. Mulțumesc. E în premieră. Oh! La început se pare dulce și după e eu am prins probabil e plusul sămânță de ardei. Da, este destul de iute. Deci asta arată bine. Hai să vedem și înghețata mea cu brânză și trufe. La tine, la fructuțe de a venit și e
fiecare are. Ăla Ramone trebuie gustatul lui. Ăla e senzație. Ăla nu vrei. Foarte bună. Și un gust interesant. De trufe, chiar de trufe. Fel de plăcintă. Baclava. Deci la Maria. Cheile sunt cheile mele care le-am lăsat în masă. Du-te, Ramon, a fost treaba că noi mâncăm așa. Da, da, da. Du-te, porc, că ai treabă. E foarte subtil aia. Nu se simt, adică... Extraordinar de bună. E bună. O lavandă. Da. Gustăm și de la Ramona. Ia să vedem. Trufele. Cu mango. E foarte... Mi-am păstrat aici o jumătate. Stabiliți să șervesc cu Alex, dar puteți să mai gustați. Asta e cel mai bun desert. Asta e cel mai bun desert. Eu zic că aia Ramon e cel da, mai bun. Da, 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 da. Asta se simte trufa. Cum era mango ăla în Egipt, Sorina? Extraordinar. Să gust și baclavaua cum înghețată. Și de colorat. Și de colorat. Și de colorat. Și super. Figurinele alea îi plac, de, îi plac ei. Nu, no, dar chiar n-am luat-o pe mașă, știu, ursul. Dar am văzut mai încolo, cred că este o căsuță. Nu, special, încăpere numai pentru copii. Să fie pe Alin mâine cu mașina de la Biru. Baclavaua și desertul Ramone au fost cele mai bune. Eu n-am văzut. Extraordinar. Acum o să facem și un tur al proprietății cu mașina electrică. Ramona s-a urcat la volan. Orice are motor, eu cu Marcel stăm aici în spate. Ai nu stai. Am plecat în tur. Suntem cu două mașinuțe. Bine ați venit pe domeniul casei Timiș. Mulțumim. Vă vom prezenta cele 140 de hectare pe care le avem noi aici. Atât doar? Doar 140 de hectare. Bineînțeles, suntem încă familia Timiș vor să mai cumpere în continuare mult mai multe terenuri. Dintre care avem 60 de hectare cu viță de vie, dintre care undeva la 50 de hectare ce sunt deja pe rod. După cum se vede, toată partea de sus și pe la intrare sunt putași tineri. Ce urmează să intre și ei pe rod în următorii ani. În cât timp rodește un butaș? Cam în 5 ani. În 5 ani. În 5 ani. Primul rod. Da, putem să facem din linie. Aici pe partea din dreapta avem undeva la 9 hectare de pun fructiferi. Piersici, beri, pruni. Avem și câțiva pe partea aceea. Și bineînțeles, un hectar jumătate de căpșoni. Poate cu timpul vom aduce și trufe. Oh. Dar atunci și pe unde. Avem un loc mai umed, așa mai prieten. În spatele nostru este și cealaltă mașinuță cu domnul Sorin, cu Marian Adventure. De mai. De mai, da, da, da. Văd că deja... Da, deja au înflorit. Au... Este doar al doilea an în care s-au plantat. Sunt eu... Livadă proaspătă. Aici, pe partea din stânga, avem... undeva la 7 tipuri. Sunt pe total aproape 4 hectare, 5 hectare de struguri de masă. Toată porțiunea aceasta ce se vede sunt struguri de masă, undeva la 7 tipuri, cu sâmburi, fără sâmburi, în special Hamburg. Hamburg atunci undeva de prin Moldova. Pe toată partea de aici, toată partea stângă, undeva la 5 hectare, pe viță de vie, avem struguri de masă. Ah, ia uite!
undeva la 7 tipuri de structuri de masă, cu sâmburi, fără sâmburi și predominant sunt Hamburg. Iar pe partea dreapta avem 9 hectare de pomi fructiferi. După cum spune și colegul meu, avem fructe proaspete începând din luna mai până în octombrie. Noastră. Sperăm ca peste 2 ani să fie și ea gata. Colegul nostru... Nu urmesc! Și la fel de structuri de masă. La fel de plasați, ca să fie, să poată până tranșe. Și aceștia sunt noi plantați. Familia Timiș a achiziționat aici în 2018 tot de fapt conacul și 5 hectare de teren. Ajung pentru un moment de față pot să fac un capas de hectare. Costă bani. Avem și la fiecare porțiune, parcelă, să-i spunem, și pompele acelea de acolo. Am văzut. Pe fiecare rând este picurător. Da. Totul este controlat, adică de la apă până la soare. Bine, soarele, na, noi suntem în dealul mare, suntem într-o zonă viticolă destul de importantă a României, unde la noi este specific mai mult strugările roșu. După cum se și vede, sau când mergeți spre Buzău, se și vede. Dealul mare, e o porțiune cuprinsă între Băicoi și Buzău. Dar cel mai bine se vede acolo, între Urlați, Ceptura, Mizil, se vede pur și simplu un deal mare. Și despre ce e vorba? După cum se și vede, soarele este tot timpul pe cer, adică are câteva minute în plus pe zi de soare, ajungând pe sezon undeva la 2 săptămâni. În plus. Au înflorit căpșurile. Totul este bio, totul este, nu sunt tratați, nu sunt... Da. Și struguri și pașii și floare. Absolut tot sunt doar cu încrășimă natural. De la bătcuțele noastre cu nume. Și să ne reproducem și la. A, că vreți să vă opriți. Astea sunt mașințele care ne plimbăm. Și domeniul este imens. Dimineața, am înțeles că au biciclete, uitați. Și putem face o plimbare cu bicicleta. Eu chiar vreau, după atâta mâncare, trebuie să facem și puțină mișcare. Dispozitivul ăla care a spus că este profesional de televiziune cu 14 cartele sau cu 16 cartele și cu camere, 12 cartele. Eu chiar eram curios să-l văd, acum da, am văzut și eu. Ăsta e dispozitivul de care toată lumea era curioasă, toate lui deja în direct, adică n-are rost să mai ne ascunde după deget. Ăsta a fost 6.000 sau 7.000? 7.000 de euro. Da, e un dispozitiv special, e pentru televiziuni profesionale, deci e altceva decât... Pentru spioni ruși. Te asigurăm mâncarea pe diseară. Sunt negre așa? Da, da, aia e trecută, aia nu mai e. Ce ciupercă este? Coprinus, zice. Mult imediat, coprinus. Comestibilă? Da. Dar sunt trecute un pic. Coprinus comatus, astea sunt. Al doilea restaurant. Noi avem 3 restaurante în total. Celălalt cu tradițional românesc, un tradițional românesc reinterpretat, italianesc și unul mediteranean. Și aici bungalourile. Da, bungalourile. Aici avem bungalourile stil hobbit. Fiecare, are un nume de vin. Sauvignon Blanc. Da. Fiecare bungalou are 2 suite. Cu terasă proprie, bineînțeles, la jumătate sunt 2 uși care pot fi un bungalow, poate fi mine. Foarte frumos. Fiecare sunt... Sunt săpate în deal, pur și simplu. Da, pur și simplu săpate în deal, fiecare sunt pictate manual. Da. De la mobila din interior până la exterior, pictate manual, fiecare are o viziune proprie, să spunem așa. Aici va fi centrul spa. Aici se construiește centrul spa și tot. Poți să în munte. În jur de 8 de metri pătrați.
Chardonnay. La Chardonnay stau eu. Da? Da. Frumos. De roz, așa? Mă ia mărea, lași... Ăsta e... Aici acum asta și cu Marian Borcea, auzi, ai camera roză, e clară, e clar stația. Uite robotul. Da, își face treaba. Da, da, da. Saune astea sau? Saune, da. 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 Da, da. Aici avem saune cu view către lac. Și view. Și mai avem încă una sus la piscină. Da, de acolo. Marian, tu stai într-o cameră roz cu Alin. Vorbesc serios. Dacă e roz, nu e problemă. Da. Încă o cameră roz. Fiecare bungalow are, poartă nume de vin, de exemplu acesta, Crâmpășie. După cum bine se vede, sunt pictate manual, exterior cât și interior. Fiecare are câte o viziune proprie, să-i spunem așa. Bucătărie. Se poate dormi aici? Cu siguranță. Doar să nu sfori. Că sunt chestii de cristal care se sparg. Da. Wow. Aici avem prima toaletă care se privește din jur. Prima toaletă, o lumină? Se poate? A, așa. Prima toaletă. Dressing. Aici ca un hol. Vânător în spațiu și... Și un dita mai dressing-ul. Și aici avem dressing-ul cel mai important, cel mai frumos. Wow, mamă! Și o a doua toaletă. Toaletă unde... Oh, asta este cât o cameră normală. Da, da. Și avem foarte frumos, ne-am gândit că oaspeții noștri, știți, mai sunt persoane care trebuie să facă baie în cadă. Da, da, da. Persoane care vor să fie la duș. Noi am aveți și duș și cadă. Da, da. Mobilă este pictată manual. Este pictată, totul este pictat. Totul este pictat manual. Și chiuveta? Nu. Și aveți idee de unde e cumpărată? Nu știu, dar... Nu știu, da. Baie, acum am dat. Da, design deosebit, culori foarte plăcute. Și designul de așa după raport. Cineva a avut design, știi? Și o chestie pe care că ați văzut-o sau nu știu dacă ați văzut-o. Ah, ce drăguț! Alin o să conducă de acum. Și sauna. Ia uitați cu ce view. Superb. Fotbal. Aici ce sunt în corturi? Sunt niște corturi de relaxare. Ah, corturi de relaxare. Noi le folosim pentru yoga. Noi avem un yoga. De yoga adus din Dubai. Care este profesor de yoga. Ah, și piscina aici. Și piscina. Piscina, infinit, piscina se poate folosi? Da. Este încălzită. Ah, perfect. Mi-am luat și acum șlipii la mine. Ramona, da. Avem piscină încălzită. Da, se cer cadă, era un loc cu baia. Avem și un minibar. Fain. Și în partea aceasta avem un jacuzzi. Oh. Ia să vedem cum este apa. Mama mea, este perfectă. Cred că știu. Eu mă trezesc dimineața la prima oră, la 5, la 6, aici vin. Eu o să fiu singurul cazat în cealaltă clădire, pentru că am vrut să stau singur. Și aici erau camere duble. Eu nu am pereche, așa că o să stau în partea cealaltă, o să vă arăt și acolo camera. Și dimineața aici o să mă vedeți.
Să vedem și o toaletă. Ne-au recomandat domnii să vedem cum arată și o toaletă, așa exterioară, aceasta de la piscină. Aoleu, tu ce faci acolo, Marian? Ferească Dumnezeu, închide ușa, închide ușa. Uite că au aprins becul. Aoleu, și aici e Marcel. Da, foarte interesant. Curat, totul interesant. De afară n-ai zice că e așa mare spațiu. Două încăperi. Frumos. Aici, therapy room, sunt peste 30 de tipuri diferite de masaj, cine vrea. Aici am înțeles că este un loc de joacă pentru copii. Senzațional locul. Uitați și o pisicuță. Uitați o pisicuță. Aici este spa-ul și jacuzzi, da? Jacuzzi, da. Uh-huh. Trebuie anunțat cineva dacă vrei sau numai... Trebuie duce la zi, la jacuzzi sau la sauna? Păi... Sauna o să vă pornim noi. Jacuzzi nu știu dacă este funcțional azi. Ah, ok. Dar se află. Cele aici? Are frâne bune mașinuța. Perfect. Și tot ce vedeți, totul va fi cu flori. O să începe să florească acum. La vară totul va fi lăsat în flori. Superb. Aici aveți pești? Nu. Opa. Mașinuța electrică are și motor pe benzină? Da. Teren de minigolf, da. Sunt teren de minigolf de inițiere, mai mult. Teren de basket, de fotbal, de volei. Să vedem și restaurantul românesc. Voi aprindeți becul de nu? O să vă spunem și povestea la degustare. Avut ca scop aici, el a fost așa mai mult ca două pentru doamne, zi spunem. Da. Ce spunea. Acum urmează și o degustare de vinuri și de brânzeturi între mese. Nu că n-am fi degustat noi deja un roze, dar acum o să degustăm vinurile de aici, de la Casa Timiș și explicate de un somelier. Masa este pregătită. Aici vom degusta vinurile casei. Marcel e primul, ca de obicei. Ați venit pe domeniul Casei Timiș. Vă urez un bun venit din nou. Vom începe cu vinul roșu de data aceasta. Dar de ce? Vreau să-l desfacem. Aici avem un 2014, un cupaj din Cabernet Sauvignon cu fetească neagră. Un vin sec, un vin baricat timp de 3 ani. Un vin special pentru noi. Bineînțeles, a câștigat și o mare medalie de aur anul trecut la concursul de la vinuri.ro. Un vin foarte, foarte bun și bineînțeles, de aici, din zona noastră, cu o producție proprie, vom începe cu acest vin, deoarece vrem să-l transferăm într-un aerator, într-un decantor. Naturală, un domn de prută ce are o garanție de peste 50 de ani,
de o altă calitate. Nu am șterză puțin de lumea. Face și un sărut al vinului. Păi, întâi vom face miroase ambuxita, sulfa, oțet. Clar, aici o să avem un efect de dop. Adică vinul cum mai este bun. Vă rog și pe dumneavoastră să mirosim, să facem apel testul și să-mi spuneți dacă vom continua procedeul. Foarte bine mirose. Avem aici o lumânărică. Bine, practic lumânarea... Nu suntem fir foarte romantici, adică poți lua și... Fix pentru acest lucru l-am adus, dar și pentru... dar și pentru în momentul când turnăm. Nu mai verificăm o dată, îl învârtim puțin pe pereții de cantorului și îl vom lăsa aici să se odihnească. El necesită undeva între 30 de minute și o oră să simțim la întreaga lui valoare. Iar până atunci o să vă mai spun din povestea noastră și apoi o să urmeze să prezentăm vinul ăla. După cum vă spuneam, Panacol a fost construit în 1925, merg către o familie de bancheri români. O să vă spun mai pe scurt povestea, e o poveste foarte lungă. După comuniști a fost recuperat, bineînțeles nu aveau ce să mai facă cu el. Pur și simplu mai stătea puțin, dacă mai țineau tot așa câțiva ani, cred că și pica. Și un domn pe nume Cătălin Avram s-a hotărât să-i facă un cadou soției sale. Doamna Raluca se numea. S-a hotărât să facă un restaurant. Bineînțeles, reacția doamnei la acest cadou a fost foarte surprinzătoare. Wow, mi-ai cumpărat un aic de răpânat. Mai bine luai un Hermes de crocodil de 30.000. Da. 5 ani a durat restaurarea lui, undeva din 2010 până în 2015. Iar din 2015 până în 2018 a funcționat ca și restaurant sub numele de conacul domniței Ram. Aici ajungem și la povestea familiei Timiș. Familia Timiș erau prieteni cu domnul Cătălin Avram. Și plus de asta, ei aveau și un hobby pentru vin. Încă din 2005 au cumpărat la Oblaș și Ceptura undeva la 40 de hectare de viță de vie, totul l-a adunat. Undeva la 32 la Oblaș și 8 hectare la Ceptura. Predominant fiind Cabernet Sauvignon și Fetească Neagră. Din 2005, bine, scopul acelor terenuri nu a fost de la bun început pentru vița de vie. În primă fază au cultivat porumb. Iar cu timpul, printr-o firmă italienească, au accesat fonduri europene și au plantat în 2009 viță de vie nobilă cu o firmă italienească, Cabernet Sauvignon fiind mare parte. Nobil ce înseamnă? Nobil înseamnă toate aceste soiuri de struguri nobile, Cabernet Sauvignon, Fetească Neagră, atestate. Nu ce avem noi prin grădini, ce aveau bunicii noștri, Căpșunică, 1001 și așa mai departe. Toate aceste soiuri produc alcool etilic, ceea ce sunt interzise prin lege, pentru că în timp, prin consumul lor, ne pierdem vedere. Și plus de asta afectează și creierul și așa mai departe, în timp poate provoca boli psihice. Bineînțeles, consumat cât se poate de mult. În 2013, familia Timiș a și făcut primul lor vin, un cupaș din Cabernet Sauvignon Fetească Neagră, se numește Experience. Însă, cel mai apreciat a fost acesta, din 2014, tot același cupaș de Cabernet Sauvignon cu Fetească Neagră. Bineînțeles, ei având și această viziune și acest hobby pentru vin, în 2018 auzim că domnul Cătălin Avram a vrut să vândă locul, să vândă conacul, familia Timiș n-a stat pe gânduri, l-a și cumpărat. Bineînțeles că ei tot veneau pe aici, le plăceau foarte mult locul, zona. Mai ales că domnul Timiș îi place să aleagă locurile și funcție de energiile locului. Cu a venit, a măsurat cu un aparat ANSA, i-a făcut foarte mult locul și gata. Bineînțeles, ei având și o viziune despre acest turism vinificol și despre tradiție de familie și așa mai departe. Pentru că a vrut să facă un loc de familie. De-aia se și numește Casa Timiș. Haideți să vă arăt și camera mea. Eu sunt singur.
și nu am luat o cameră din aceea mare, tip bungalow, așa pat mare, televizor. Aici văd apă, ceai, un dulap, cuierul și baia. Totul foarte curat și cu mult bun gust. Aici închid acest video de astăzi. Ceva mai târziu o să mergem la masă, o să vină și Damian Amfile și domnul Ștefan Jicol. Ce să vă zic? Vă mulțumesc! Ne vedem mâine cu surprize și mai mari și, nu uitați, ținem legătura. La revedere!